Astăzi este o zi deosebită pentru școala noastră. Împlinim 152 de ani de existență. De-a lungul timpului am avut numeroși absolvenți care au avut realizări deosebite. Astăzi vom dezveli un bazorelief cu generalul Eremia Grigorescu, fost absolvent al școlii noastre, fost elev și o personalitate de prim rang al primului război mondial. Acum o să dau cuvântul domnului profesor Langu Sorin să vă dea câteva informații de specialitate. Trebuie înainte să mulțumim celor două asociații care ne-au sprijinit și care au și venit cu ideea aceasta. Este vorba despre Galați, orașul meu, și Frontiera Gălățeană. Avem aici cele două asociații, doamna Negreu, și o să ne și vorbească dumneei de unde a pornit ideea legat de Frontiera Gălățeană. Cred că domnul Bădărău îl văd, nu este, dar o să și asociația Tovis. Așa, vreau să vă spun că dumnealor au pornit pe drumul generalului anul acesta și au făcut astfel de evenimente în diverse puncte pe care le-a atins generalul în viața sa. Acum Sorin o să ne și povestească. Tuturor asociațiilor implicate în acest proiect, mai ales că Eremia Grigorescu este în același timp și fiul al covorluiului, al Galațiului, dar și fiul al liceului Vasile Alexandrie. Este unul din mari eroi ai neamului, mari eroi ai României, un erou care se naște într-o familie modestă de învățători, într-un cătun de 20 de case, cătunul Goleșei de lângă Târgu Bujor. De fapt, atunci era satul Bujorul, mai departe, peste 100 de ani, transformat în Târgul Bujor, pe care îl știm și astăzi. De acolo va pleca spre liceul Vasile Alexandrie, va face aici școala primară și gimnaziu. Tatăl va muri când el este încă la gimnaziu și familia traversând niște dificultăți financiare, îl va muta la Iași, acolo va termina și Liceul Național din Iași, iar apoi se va înscrie la Facultatea de Medicină. Prima lui dragoste a fost inițial medicina, dar în timpul primului an o va cunoaște din meditații de matematică pe Elena Arapu, viitoarea soție, care îl va determina să aleagă cariera armelor, ea provenind dintr-o familie de militari. Se va muta la București într-un anul următor, va absolvi întâi școala specială de infanterie și cavalerie, iar apoi școala specială de artilerie. Fiind practic șef de promoție și unul din cele mai luminate minți din școala de artilerie, va fi trimis la Fontainebleau, lângă Paris, la celebra școală de aplicații în artilerie de acolo, pe care o va absolvi cu brio, în același timp însă și cu Facultatea de Matematică de la Sorbona. Va reveni în țară, va avea diverse funcții în cadrul armatei române, de la comandant de subunitate până la comandant de divizie. În această calitate de comandant de divizie, va conduce divizia 14-a infanterie în al doilea război balcanic din 1913. În iarna dintre 1916 și 1917, va deveni rând pe rând comandant al Ordinului 2 Armată, apoi al Corpului 4 Armată și apoi al Corpului 6 Armată. În iulie 1917, pe fondul marilor bătălii care se apropiau, da, și în care era implicat armata română, Eremia Grigorescu este detașat, este numit comandant al armatei întâi române. Aici, ca și comandant, va scrie o altă pagină înăpieritoare, pentru că el va conduce Marea Bătălie de la Mărășești, considerată de istoricii militari una din bătăliile cheie ale primului război mondial. Este probabil unul din cei mai decorați militari români din toate timpurile. Va fi decorat, după cum am zis, cu Ordinul Mihai Viteazu, clasa a treia. Cu Ordinul Mihai Viteazu, clasa a doua, este doar unul din patru, din cei patru generali decorați cu Ordinul Mihai Viteazu, clasa a doua, alături de mareșalii Brezan și Averescu și de comandantul armatei române din Ungaria, Gheorghe Mărgărescu. Este decorat cu ordinele Sfântul Stanislav, Sfântul Gheorghe și Sfânta Ana ale Imperiului Rus, ca și cu Legiunea de Onoare franceză și Ordinul Commandeur d'Or al Armatei Britanice.
Mai mult decât atât, în 1918 primește în dar de la însuși împăratul Japoniei o frumoasă sabie, da, cu o inscripție specială pentru el. Este, v-am spus, unul din marii generali ai armatei române. Din păcate, moartea îl va secera foarte repede. Este înmormântat la Mărășești în 1919, iar în 1924 osemintele sale îi vor fi reîncumate în mausoleu alături de soldații săi. Gardă pentru onor noi! Inițiatorul evenimentului care s-a desfășurat pe parcursul întregului an a fost Asociația Frontiera Gălățeană, care împreună cu Asociația Galați orașul meu, împreună cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență General Ierenia Grigorescu și Poliția Locală Galați, au amplasat bazoreliefuri la locul unde s-a născut generalul Ierenia Grigorescu la Târgu Jiu-Jiu, la locul unde a devenit militar, la locul unde s-au desfășurat anumite bătălii mai importante, precum și la locul încumării, la Mărășești, dar nu în ultimul rând, la locul unde a învățat în primii ani de școală, respectiv la Colegiul Național Vasile Alexandri. Aș vrea să mulțumesc pe această cale tuturor partenerilor noștri și aș vrea să-i mulțumesc și domnului profesor Mugur Brânceanu, profesor la cadrul Liceului de Arte Dimitrie Cuclin, care este cel care a creat și a realizat acest bazorelief. Mulțumesc, nu în ultimul rând, gazdei noastre de astăzi, Colegiului Național Vasile Alexandri, care împlinește 152 de ani de la înființare. Noi purtăm numele generalului Ierenia Grigorescu, ne-am afiliat la toată acțiunea și contribuim ca și parteneri în drumul generalului, pentru că purtăm cu cinste numele dânsului și încercăm să fim la fel de eroi ca dânsul. Dar mă simt onorat și dați-mi voie să vă adresez câteva cuvinte. Tânărul Ierenia Grigorescu provenea dintr-o familie fără posibilități materiale. Mai ales după moartea tatălui său, nu a fost ușor să termine școala și gimnaziul în liceul Vasile Alexandri. De tânăr a cunoscut eșecul și greutățile. Mulți dintre voi urmează să absolviți colegiul, fără să fi cunoscut însă eșecul, sau poate ați fost conduși de teama lui în căutarea succesului. În cele din urmă, toți trebuie să decidem ce înseamnă dezamăgirea, iar societatea este gata, pregătită să ne ofere criterii și prejudecăți. Privind la tânărul Ierenia Teofil Grigorescu, înțelegem că greutățile l-au ajutat să renunțe la lucruri fără importanță, la tot ceea ce nu-l caracteriza, astfel, cu toate că începe facultatea de medicină, are puterea să renunțe, în favoarea numelei nobilei cariere militare, la care vă îndemn și eu cu toată prietenia. Greutățile ne învață și astăzi despre importanța imaginației, a voinței și despre disciplină, iar aceste abilități câștigate prin suferință sunt mai importante decât o calificare pentru care pentru că vorbesc despre supraviețuire. Imaginația este capacitatea omului de a vedea lucrurile dinainte, o sursă inepuizabilă de investiții și inovații. Capacitatea de a empatiza cu ceilalți oameni l-a pus pe generalul Ierenia Grigorescu la conducerea oamenilor. Iar asta a făcut să fie salvate vieți și chiar o țară. Eroul de la Mărășești a crezut în victoria armatei române. A luptat și a încurajat pe soldații săi cu care a mers la război. A scris o serie de studii militare, dovadă faptul pentru că nu-i lipsea creativitatea. Cu permisiunea dumneavoastră, dacă acceptați ca un general francez să vorbească despre un general român, îl pot să prezint așa pe domnul coleg. Deci, este foarte cu mândrie, deși colonel, astăzi pentru dumneavoastră mi-am permis și l-am avansat, i-am mai dat încă vreo 2 grade în plus. Are ținuta pe care a purtat-o generalul Ierenia Grigorescu, respectiv ținută de campanie, ținută general de divizie. Este o ținută model 1912 a armatei române, de influență franceză, chipiu, așa zisul chipiu moale, cu steaua și cu soarele de general în semn al gradului de general preluat din perioada domnitorului Alexandrian Puza, un veston model 1912 cu petriții și pascual roșu, specific armei infanterii, cu cele două
însemne de grad. Fiecare din cele două tablițe poartă cifra regelui Ferdinand. Ferdinand, regele de origine germană, dar mai român decât mulți români. O sabie specifică, modelul 1895, pantalon cu dublu pascual roșu și cizme în picioare. Este generalul român căruia mulți ar dori să-i se acorde post-morte în titlul de mareșal al României, alături de ceilalți șase mareșali, numai că modestia lui, și rămâne ca viitorul să confirme dacă se vor face eforturi sau nu, cert este, chiar dacă nu a devenit mareșal, deși meritele ar fi fost suficiente să primească acest grad, are onoarea și pe data, în dimineața zilei de 1 decembrie 1918, în dealul metropoliei, poartă bastonul de mareșal pe care îl oferă regelui Ferdinand. Deci chiar dacă nu a fost mareșal, a purtat baston de mareșal. Ce pot să vă spun? Oriunde vă îndreaptă valurile vieții, aduceți-vă aminte de strămoși, respectați părinții și dascăle ce vă îndrumă. Vă mulțumesc! Thank you.